Hai, Patrick. Bine, cu chef de viață, tu? Uite, sunt și eu bine, ce să fac? Chiar am vrut să văd cum ți-a fost noaptea asta lungă. Așteptam să te văd și să ți-a drept. Am văzut că a fost la piscină, fetelor. Da, am fost la piscină. Ați găsit și voi un soare de la șmecher? Ce se găsi? Noi am avut ulei la noi, rog. Da, noi am avut ulei, stai liniștit. În sfârșit am văzut și eu tatuajul, Alexandra. Da. Oh, erai curios, Patrick? Da, chiar eram curios pentru că în emisiune i-am văzut un sfert din ieri și n-a, îți dai seama că... Ah, deci te-ai uitat atent la sfert. Am uitat, am dat zoom și s-a văzut. Ai dat și zoom? Da, da. Mă, rește, am văzut că noaptea asta ai dat, ai distribuit o postare destul de importantă, cred eu. Momentul în care te-ai sărutat cu Gagea. Ai postat și tu și el pe fiecare pe pagina lui de Instagram și am vrut să te întreb dacă ți-ai luat cumva decizia că mergi 100% către Gagea sau nu știu. Mie mi se pare că ai închis puțin din ușa pe care o aveam deschisă. Nu am închis deloc ușa. Wow, ce frumos! Relația dintre mine și el, adică o posibilă, e în funcție de el. Și da, am distribuit pentru că mi s-a părut foarte... În fine. Shakespeare, se enervează. Gagea. Mai devreme ți-am zis bună dimineața, nici nu m-ai auzit. Nu am auzit, pentru că vorbeau cu Patrick. Nu, cu Patrick. Nu, a zis mai devreme. Ce zâmbăreți e Patrick de câteva zile. Nu l-am auzit, chiar nici eu nu te-am auzit, dar nu l-am auzit nici noi. Eu l-am auzit, Alexandra. Uite, acum nu te auzi. Și eu l-am auzit. Alexandra, nu mai văd în tine un interes foarte mare față de mine și nu știu ce. Nu mai vezi din partea ei, nu în tine. De ce spui asta? Păi așa simt eu acum, așa se vede, așa o văd eu acum. Păi ok, dar fă ceva. Ridică-te în picior. Adică lasă-mi pace, gen. Ok, am greșit, mi-am asumat, în mare parte să zic așa, dar nu mă face mult mai... Care ar fi? Mai posesiv dacă tu o să fii tot așa pe viitor. Nu mă ajută cu nimic. Gagea, dar okay, tu ești să înțeleg... Orgoliu, oarecum. Dacă dar nu-i vorba de niciun orgoliu aici. Da, dar nu mă ajută pe mine psihic ca tu să-ți dorești să cunoști pe cineva și eu să fac în continuare pași spre tine. Dar tu ești conștient că fata îl vede mai interesant pe Patrick decât pe tine, nu? Pe tine te cunoaște. Probabil. Mă vede mai interesat, dar în același timp, uite, cu postarea interesant, aia... Interesant. A, interesant? Da. Ok. Dar cu postarea aia eu am înțeles că cumva... Ai decis un lucru, adică tu acum, real, în prezent, tu ești între două drumuri, ai spus, da? Nu, decât dădea bine. Ieri, în emisiune, ai spus că ești între mine și Gagea care acționează, care te impresionează, care vine cu gesturi sau habar n-am, nu știu. Patrick, motivul postării a fost pentru că a fost ok momentul de atunci, a fost frumos și a postat o pagină să-l distribui, nu... O lua. Păi da, dacă o să postezi ceva cu Patrick, exact. Da, normal. Ah, auziți, da? Super. Eu în prezent. Sau alte doresc să te cunosc pe tine și vreau să interacționez cu tine și atunci am momentul ăla. Nu știu, mi s-a părut așa. Vezi că mie treaba asta mi-a zis-o Patrick în afară, nu neapărat aici. Mi-a zis, bă, uite ce a postat Alexandra, chiar vreau să întreb treaba asta. Și da? Jur, vorbesc serios. În condițiile în care noi ieri și alaltă eram interacționat și am avut câteva discuții. Ai postat aia, m-ai pus așa pe gânduri, zic, mă, ce s-a întâmplat? Eu cred că tu, dacă ai face pași mai mulți către ea, l-ar uita pe Gagea în secunda 2. Păi, cred că l-a uitat de când ai intrat în casă. Gagea, am și o întrebare pentru Gagea. Gagea, având în vedere ușile astea deschise și toate lucrurile care, nu știu, te contrazic la ceea ce ai zis tu înainte de a vedea materialul ăla în gală, care ar fi următorii tăi pași în caz că Alexandra îți va închide ție ușa și se va apropia de Patrick? Plec acasă, 100%. Nu pot să rămân aici. De ce, frate, nu știi traiul de acasă? Că nu pot. Îl știu. O să încerci în momentul ăla să, nu știu, să-i schimb decizia. Dar n-am ce să decizie să-i schimb, pentru că și dacă o să schimb decizia, eu o să rămân cu astea în minte și nu pot. Săptămâna trecută a fost o săptămână dificilă, da, în care și eu am vorbit cum am vorbit, m-am comportat cum m-am comportat, dar nu merit chestia asta, crede-mă. Dar nu merit să... nimic, să ne înțelegi. Dar nu, dar ok, dacă mă vrei, să vorbească. Tu nu ai făcut nimic, dar pune-te în locul meu. Cum mă simt acum? Stai puțin, Antoni. Pune-te în locul meu, eu cum mă simt acum? Dacă mă vrei, dacă tu ai intrat în casă și eu făceam pași spre altcineva și pe tine nu te băgam în seamă? Dar nu-i ce că nu am băgat în seamă, tu ai greșit. Ok, și dacă... Eu am pornit cu dreptul și tu ai avut nenumărate greșeli pe care eu am trecut peste și am zis remediază ceva ca să fie bine. Ok, Alexandra. Faptul că sunt
nu știu, mă cunosc cu Patrick, asta nu înseamnă că o să se întâmple ceva mai departe. Păi da, dar vreau să ții cont că mă deranjează. Deci 100% crezi că nu se va întâmpla ceva? Nu știu, Patrick. Dar să înțeleg că pe viitor, dacă o să ajungem să fim bine și se întâmplă să greșesc, se întâmplă să greșesc chestii de genul, lucruri mărunte, le spun. Păi da, dar ok, nu tu ce faci? Gata, intri, știi ce, mă duc să cunosc pe altcineva. Asta nu pot să înțeleg. Nu, nu ai cum să greșești constant. Gagea, fiecare om mai greșește, dar comportamentul tău, crede-mă că nu... Nu trebuie să mă comportamentul ei. Comportamentul ei a fost impecabil, mă, frate. Ok, este... Vis-a-vis de lasă ușa deschisă. Nu mă simt. Păi și ce vrei să fac? Da, păi da, că tu ai spus că ești în procesul de a o referi pe ea, nu? Close the door. Gagea vrea exclusivitate. Pata asta chiar merită. Ea că nu se prinde, Alexandra. Ia ușor, ușor, își face alegeri. Uite, că pe mine m-a eliminat din... Eu de aia spun. Păi da, ok, am înțeles. Dar nu vreau să ajungă la urechile mele anumite chestii. Gagea, asumat, bărbătește, tu ce simți? Tu cum o simți pe acum? Cum o simți pe acum? Simți că mai vrea cu tine. Bărbătește, ce simți? Frate, a postat cu el, ce se vrea? Posterul frumos. Nu știu, sunt acolo, 50. Dar tu ai zis mai înainte că ai luptat, ce ai luptat, frate, că n-ai luptat deloc. Ce ai făcut? Pentru mine. Dar... Așa este acum două minute, că tu ai luptat, zis, că ai încercat să recucerești sau da, ce? Am... Cu ce? Am încercat. Cu ce? Fost cu ceaiuri încălzit, cu ciorba, în fine, care niște pe care glume, etc. Dar eu nici nu pot să lupt, având în vedere că ea spune, eu las ușa deschisă. Dar nu pot, dacă nu am expresivitate. Păi da, măi, dar tu mi-ai spus că ești de acord cu ușa asta deschisă și că este dreptul ei și că okay. Tu vrei să o recucerești. Corect? E tot dreptul e al ei, 100%, dar vreau să știe că nu-mi convine. Nu pot să trăiesc cu așa ceva. Acum, de acolo, acum suntem bărbați, cine... Nu că iau apărarea, dar nici ei nu iau. Să-și deschide și el ușile și gata. Mai mult, am înțeles. Se zbară dar la bară, cum s-ar o spune. Simt că ar vrea să reluăm ce am avut, să ne schimbăm din anumite puncte de vedere, dar dacă ea lasă ușa deschisă, îmi pare rău. Eu deschid, nu să ne schimbăm. Bă, Patrick! Gagea, vezi că Alexandra a zis să te schimbi tu, nu să vă schimbați. Nu să ne schimbăm, că eu am fost ok. Nu ești pe fir. Hai, stai, că aici vorbim... Per total, să zic așa, nu. Ok, ce ai schimbat la Alexandra? Gafat-o săptămâna trecută și doar eu trebuie să mă schimb. Ce ai schimbat la Alexandra? Nu ne acum? Înțelegi. Ce te deranjează la ea? Păi am și spus ce mă deranjează, exclusivitatea. Dacă pe bune vrei... Nu te știam așa posesiv. Nu sunt posesiv, dar asta își dorește orice bărbat. Auzi, dar nu pare puțin că ai ignorat-o de când a venit aici în emisiune și acum văzând că sunt băieți care vor să o cucerească brusc. Ei, panicat. Am spus la început că nu vreau să fac pași foarte mari spre ea momentan și asta nu înseamnă că am ignorat-o. Da, da, stai că fata a venit pentru tine 100%, ne-a închis ușile la toți și tu ai lăsat-o oarecum așa, hai că vin la tine, stai, ce vii iară cu pretenții, iară mă cerți, ai mai dat și câteva dume, de ai făcut-o să se simte aerea, fata e clar că... Ei, i-am dat de înțeles că nu mai fă ceea ce ai greșit în trecut sau ce nu ne-a convenit, hai să mai facem. Da, depinde care trebuie cu care o săptămână, mă, frate. Dacă eu spui frumos și spui că, bă, nu mai fă treaba asta că s-ar putea să nu ne ducă într-o zonă bună, e una. Și alte zici, bă, iar începi să faci din astea cum făceai tot de ora, e altcumva. Înțelegi? Eu i-am dat de înțeles să te abțină în Alexandra, cazuri. Da. Să zicem că n-ai fi avut relații cu Gagea, intri în casa iubirii, îl vezi pe Patrick, îl vezi pe Gagea, spre cine te îndrepți prima oară? Da. Patrick a zis ceva de genul că e mai pe gustul ei fizic. Spune. Eu ce? Răspund. Probabil. Nu știi să răspunzi. Nu i-ai cunoscut pentru prima dată, îi vezi pe amândoi. Pe cine ai alege? Probabil Patrick. Probabil, e bun. Păi și Gagea, având în vedere că ea, în momentul de față nu ți oferă exclusivitate, tu mai ai de gând să o cucerești? Sau... Păi am de gând, dar dacă continuă cu... Gagea, revenind un pic la faptul că nu vrei să-ți pară rău că... Baze de genul, nu știu. Dacă tu simți să lupți, nu este nimic greșit, ar trebui să-ți pară rău. Nu ar trebui să-ți pară rău sub nicio formă dacă tu simți să lupți. Fă ceea ce simți și automat dacă faci ceea ce simți, nu există să ai regrete. Păi eu asta îl întrebai dacă mai simte sau nu, dacă omul vrea exclusivitate, simt poate mai simte. Simt să lupt, dar în același timp nu pot să merg cu inima deschisă 100% spre ea. Ok, tu vrei 100% exclusivitate, dar eu n-am primit nici 10% de când am primit. Stai, când ai venit, nu ai primit 10% exclusivitate? Adică?
Păi nu am simțit. Am lăsat ușa deschisă sau am încercat să cunosc pe cineva? Ea, da, pe Denisa. Dacă nici acum nu v-ați prins că a fost o provocare. Da, da, da. Provocare. Și ce rău ți-a picat ție provocarea aia. Gagea, ușa deschisă poți să o lași, doar dacă e cineva interesat de tine. Și, asta da, ai dreptate. Da? Și să cucerești, nu poți să cucerești decât pe Alexandra, că Denisa știe că ești interesat doar de ea. Deci nu știu cum ai putea să lași uși deschise sau să cucerești pe cineva. Zic și eu. Da, așa vreau să menționez că nu am avut intenția. Păi, nu contează. Păi, nu ai păi da, la cine ai putea să... Spune-mi o fată la care ai intenționat cel puțin. Spune-mi una de acolo. A venit Alexandra, nimeni. Da, înainte de Alexandra. Pe lângă cele care nu au fost interesate, cu care ai interacționat. Adică toate. Da. Ce nu știu, ca să vedeți cu adevărat că el chiar se confruntă cu o problemă, da? Să zic așa, el nici măcar de când a intrat Alexandra în casă nu reușește să facă, să, nu știu. Deci nu reușește să-și cucerească iubita cu care a petrecut ea. Nu că nu reușește, nu-mi dorește. A intrat în casă o persoană care tu ai avut contact cu ea în afara casei, adică vă cunoașteți destul de mult, să zic așa. Prin faptul ăsta ți-ar fi fost foarte ușor să te apropii de ea și să reușești având o relație cu ea.